Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în rac, pentru decembrie 2019. Am vrut în mod special să ies la suprafață pentru tine, Doamnă Divină, și îți mulțumesc din suflet pentru că ești singurul răcușor în acest moment care mi-a fost alături la bine și la greu. E ușor să fii alături când cuiva este bine, mai dificil când omul trece prin probleme. Îți mulțumesc foarte mult pentru prietenie, mă simt norocoasă că te-am cunoscut și că ești prietenă. Am cerut, de fapt, mesajele de la îngeri și apoi o să fac crucea celtică. Probabil la partea a doua, nu știu dacă o să mai apar sau nu mai contează chestia asta. Am vrut doar să te salut și să-ți mulțumesc. Pentru tine, în mod special, și pentru alți răcușori care probabil, eu știu, merită, se pregătește ceva interesant și vă doresc bucurie, sincer. Înainte de toate, vreau să fac o mică rugăciune. Vishei Madonai, Mimili Mihail, Umis Mori, Gabriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinater. Am spus că n-am tras. Au venit. Am cerut mesaje de la înger pentru voi. În primul rând, în ce privește viața de zi cu zi, cariera, aveți bodywork, lucrați-vă corpul. Unii spun că poate anumite persoane cu planete în semnul racului, ce-o fi, soare, lună, Venus, ascendent, sunteți chemați să vă implicați mai mult în sport, în masaj, în terapie prin masaj, în vindecarea energiilor, prin activități fizice, exercițiu. Și probabil că, eu știu, poate unii chiar lucrați, aveți cabinet în acest sens. Dacă nu, oricum sunteți chemați să vă lucrați corpul. Probabil că din prea multe activități în alte domenii ați uitat că trebuie să vă îngrijiți. Dar mie cartea aceasta îmi place foarte mult să, nu știu, eu o văd altfel. Asta pentru că această figură are în spate niște aripi foarte frumoase și am senzația că trebuie să vă lucrați aripioarele. Unii dintre voi, poate cei care ați fost foarte prinși în chestiuni pământene. În continuare, ce mai aveți aici, la capătul setului de cărți? Flowers, da? Flori. Iar unii chiar aveți, eu și știu, raci care au această plăcere de a lucra în grădină, de a lucra cu florile și probabil vă găsiți vindecarea. Iar aveți lumină și dragoste. Probabil că regăsiți lumina și dragostea cum? Lucrându-vă pe voi înșivă, înconjurându-vă și lucrând cu florile, înconjurându-vă de flori, lucrând cu plantele, cu tot ce este verde și tot ce înflorește. În continuare aveți copii, spiritual teacher. Poate sunteți în preajma cuiva care predă copiilor sau a predat, da, învățător, învățătoare, nu contează. Este și muzică, poate a preda muzică, poate nu predă muzică, dar toate aceste lucruri vă aduc, fiți atenți, mai aproape de ceea ce își dorește inima voastră. Probabil că până acum ați fost concentrați pe ce își dorește mintea sau ce ați crezut voi că v-ar place, aveți justiția, toate aceste lucruri simt că v-ar echilibra dacă le dați șansa. Aveți cristale, lucrați cu cristale, cu flori, da? Cu flori. Muzică, toate acestea participă la reechilibru vostru, la vindecarea voastră. Lucrați cu copiii dacă puteți, dacă nu, eu știu, cineva, am zis, unii dintre voi sunteți înconjurați de energia unor persoane de genul acesta. Și iacă așa ajungeți mai aproape de inima voastră și reușiți să alegeți ceea ce își dorește. Îngerii vă susțin și vă ghidează și vă protejează în realizarea visurilor voastre. Să nu uitați că aveți lumină și dragoste. Sunteți înconjurați de lumină și dragoste divină. Și acest lucru este confirmat de un mesaj superb. Mă bucur pentru tine, doamna mea. Chiar meriți. Probabil că pentru că m-ai ajutat, primești un cadou de la divinitate, o nouă dragoste. Dar e o dragoste, haideți să vă arăt, este minunat. În fine, asta e. Unii chiar merită. Dragoste adevărată.
Deci cele mai frumoase cărți pe care aș putea să le aleg, nu le-am ales, ele au venit. Asta e, asta e. Poate pentru anumite persoane n-aș fi ales așa ceva, asta e, sunt sinceră. Dar pentru tine, Doamna Divină, chiar mă bucur din tot sufletul. Nouă dragoste și dragoste adevărată. Acum, nouă dragoste, știu la cine te gândești, nu știu la cine se gândesc alții, dar nouă dragoste poate să însemne și o nouă etapă în relația de prietenie sau ce este între tine și persoana, știu la care persoană te gândești. Poate să fie și o nouă etapă, de la prietenie să treci la dragoste. Poate, da? Și să simți că aceasta este o dragoste adevărată. Nu știu, pentru mine cartea aceasta este minunată. Este acel sărut în care îl întâlnești pe Dumnezeu. Așa îmi place mie să văd cartea. Știu că sună ciudat pentru unii care separă lucrurile astea, dar chiar așa este. Dragostea adevărată este o singură dată în viață. Și aceasta este o nouă dragoste. Ori de curând v-ați întâlnit cu cineva, ori urmează să vă întâlniți cu cineva, chiar dacă poate nu vă vine să credeți, și dați o șansă dragostei. Dați o șansă dragostei. Este nevoie, într-adevăr, de atingere fizică și lucrurile sunt mult mai profunde decât par. Lucrurile sunt mult mai profunde decât par. Nu vă uitați la aparențe. Ce aș putea să mai spun? Decât să prindeți această stea și să vă bucurați de ea. Să nu țineți în captivitate, cum au tendința unii răcușori cu creștilor, nu, să-i dați libertate ca să vă puteți bucura, pentru că dragostea adevărată nu poate să stea în captivitate, asta e clar. Dar, dacă o lăsați să zboare, ar fi păcat. Mă bucur pentru tine, mult special, poate pe 30, că tot vreau să vin la tine, poate vii tu cu, nu știu, ceva, pe 30, pe 26, ceva începe să se manifeste. Asta e. E frumos. Repet, să nu vă supărați ceilalți raci, dar pentru Doamna mea Divină mă bucur imens. Și pentru voi, dar pentru ea mă special. Pe voi nu vă cunosc, dar pe ea o cunosc. Înainte de a începe crucea celtică, sper să mă țină telefonul, că e plin, o să aleg din spiritul animalelor o carte care v-ar putea inspira în această perioadă, să vedem. Rac. Ha! Dragonfly. Libelula și scoica. Aici ar trebui să fiți voi. Vă reprezintă, interesant, ca și perluță. Ha! Ce drăguț! Scoica, semnul alchimic al apei. Probabil că sunteți voi. Sau un alt semn de apă. Eu, scoică care, interesant, deși închisă, încă nu s-a deschis, nu și-a arătat adevărata operă de artă, nu a produs ce relația, dragostea, pentru noua dragoste e de luptă, pentru a dragoste adevărată e de luptă, nu înseamnă gata, a venit pe tavă, fiți atenți. Probabil că nu degeaba, am luat și eu, am tot schimbat medalioanele, până la urmă m-am fixat pe acesta. Încă nu se vede perla. Se vede doar carapacea, dar a început să se crape carapacea unora. Eu știu cine este, pentru că radiază lumină. Poate unii deja v-ați îndrăgostit, eu știu. În fine, trec peste acest butterfly. Transformare. Dar mesajul vostru era acesta. Libelula, care este superbă, este un simbol alchimic al aerului. Am spus și la celelalte etalări, în această carte nu discutăm despre o persoană anume. Aceasta este energia pe care voi ar trebui să o preluați. De aici trebuie să vă inspirați voi în această perioadă de sărbători și, într-un fel, mi se pare normal. Scorpioni au primit șarpele. Nu e prea confortabil să preiei această energie tocmai de sărbători, dar dintr-un punct de vedere este grozav. Voi ați primit această libelulă care este extrem de creativă, de jucăușă și fiind semn de aer, evident, probabil că trebuie să comunicați într-un anume fel.
Eu vă spun ce îmi trece prin cap în acest moment. Simboluri sunt multe. Libelula este foarte delicată, este foarte transparentă. Probabil trebuie să discutați într-un mod deschis despre una și despre alta. Libelula e aici într-un triunghi, dar este un triunghi feminin, este cu vârful în jos, reprezintă latura noastră feminină. Probabil că trebuie să discutați despre aspecte ce țin de feminitate, eventual, poate. Despre emoții, despre frumusețe, despre sensibilitate, despre intuiție, tot ce ține de latura noastră feminină. Mai adăugați că poate acum îmi scapă, da? Iar este o latură erotică, feminină. Ce înseamnă asta? Variază de la unii la alții. Triunghiul cu vârful în sus reprezintă latura masculină, activă, să zicem. Acesta ar putea să însemne și el anumite lucruri. Nu le spun, vă gândiți voi. Libelula. Libelula elegantă. Probabil că trebuie să lucrați un pic cu voi ca să intrați în formă. Că tot ați avut bodywork, Oni, dacă vreți să vă pregătiți pentru un revelion deosebit. Să intrați în rochiță. A. Pentru cei care v-ați fixat într-o anume idee, într-un anume personaj, probabil, eu știu, probabil că trebuie să zburați un pic. Să vedeți, nu cumva acea dragoste este acolo unde nu vă așteptați să fie? Nu știu pentru cine o fi, o fi pentru cineva. Poate unora v-ar sta bine cu această culoare. Eu tocmai mi-am vopsit părul. Așa. În fine. Aveți grijă, pentru că există și o latură negativă a acestei cărți. Din câte mi-aduc aminte, când am citit cartea cu care au venit oracolele. Există o latură manipulatoare. Încercați să evitați această latură și fiți transparenți în comunicare, da? Chiar dacă trebuie să călătoriți de colo-colo, poate cu sărbătorile să zburați dintr-un loc ușor în altul. Probabil că ideea este nu să stați într-un loc, ci să comunicați. În fine, așa îmi vine, așa vă zic. Nu, e vorba de comunicare, gata, ce să mai. Simbolul alchimic al aerului, comunicați, comunicați, pentru că a stat probabil foarte închiși și simțiți nevoia să ieșiți din această carapace, din această scoică. În fine. Să fac crucea celtică și înainte de a face crucea celtică, să vă arăt. A sărit în mod special până afară, pe podea, 7 de cupe. Unii aveți opțiuni, într-adevăr, mai ales dacă sunteți de fel... De fel, sunteți mai zburători. Asta nu înseamnă să rămâneți în continuare. Eu simt că este vorba de comunicare. Evident că nu-și dorește nimeni să preia latura negativă acestei energii. Aveți opțiuni. În ce o fi profesional, sentimental, voi știți. Aveți opțiuni. Aveți multe cupe, multe interese, multe hobby-uri. Însă, trebuie să vă hotărâți. Probabil că din aici capcana, din toate opțiunile pe care le aveți, există această nouă dragoste. O nouă dragoste cu potențial imens, da? Dragoste adevărată. Aveți grijă ce alegeți. Pentru că prea multe opțiuni creează confuzie. Și dacă preluați latura negativă a acestei libelule, manipulator, prea jucăuși, prea zburător, s-ar putea să vă îndepărtați. Luați ce este pozitiv din acest simbol. Am spus, eu simt că e vorba de comunicare. Ah, și diavolul! Oh. Adică o chestie toxică. Conflicte, ce am mai văzut? Mai văzut. Călătoriți noaptea sau vă îndepărtați mental de ceva? Să le mai amestecă. Iar apare, doamne. Vă îndepărtați de diavol? De o chestie toxică sau veniți mai aproape? Watch out. Soarele nu venea să ascendentă. Rac.
Decembrie 2019. Mai stătai în fața voastră. Da? Rac, soare, lună, Venus. Și ce în rac? Central. Roata norocului. Ce frumos, Jupiter. E de bine, se schimbă lucrurile. Întâlniri de destin. Sau poate v-ați întâlnit, vă întâlniți, eu știu de cât timp. E în central. Jupiter reprezintă zodia săgetătorului sau a peștilor. Dar trecând peste aceste mici detalii pe care le mai dau din când în când, reprezintă roata norocului. Norocul începe să apară. Încet, încet. Da? Confirmă și cartea. Măcar noroc în dragoste. Soarele la capătul acestui set de cărți. Vedem ce-o fi în spate. E frumos, e de bine, mă bucur. Pentru tine, Doamnă Divină! 7 de bâte. Ori voi trebuie să luptați cu concurența, cu prietenii, cu X, cu Y. Ori cineva încearcă să vă blocheze norocul. Fiți atenți. Aici este o persoană care se luptă. Și blochează. Poate voi, dacă sunteți prea combativi, vă blocați norocul. E posibil și așa ceva. Sau poate există cineva, semn de foc, mai mult sau mai puțin, poate are planete în semn de foc. Știți, berbec, leu, săgetător, care are o atitudine extrem de combativă și vrea să vă blocheze. Adică e cartea care blochează. N-avem ce mai mult să spunem. Aici este o întâlnire de destin. N-aș spune doar karmică, aș spune mai mult decât atât. Pentru că sunt semne fixe, ieșiți din niște tipare, ieșiți din acel pătrat. De-aia se și mișcă roata. Pardon. Poate ascultând niște etalări de tarot, vi se confirmă, da? Lucrurile acestea. Poate, nu știu, ceva legat de tarot. E ceva legat de tarot. Voi știți. N-aș spune prea mult că nu vreau să influențez, dar e ceva legat de tarot. Trecutul îndepărtat. L-am văzut și nu s-a amestecat. 5 de bâte. 5 de bâte, 7 de bâte. Mai câte lupte, câte lupte. Teoretic aici ar trebui să fie oarecum mai creativă vibrația. V-ați luptat ca să ajungeți într-o poziție la 6, la victorie. Ați ajuns în poziții de victorie, da? Dar, totuși, ori v-ați obișnuit să vă luptați și riscați prin această atitudine extrem de combativă să vă blocați norocul. Pentru că uneori trebuie să mai lăsați aceste bâte. Asta e clar. Dacă nu sunteți voi, ia cineva. Eventual, persoana, una din persoanele cu care v-ați luptat în trecut. În continuare e undeva central în zona voastră, în preajma voastră, într-un fel sau altul și vă blochează. Evident că poate să fie semn de foc, că nu toată lumea are de-a face cu o anumită zodie. Da? Trecutul apropiat. Regina de cupe. Regina de cupe, pești, rac, scorpion. Pentru tine, Doamnă Divină, cred că sunt eu aici. Pentru alții, eu știu cine ar putea să fie, da. Să zicem că sunteți voi, că așa îmi place să mă concentrez pe ce ar putea să vă exprime în această cruce. Probabil că în ultima vreme, între aceste lupte, ați simțit nevoia de dragoste. Pentru că regina de cupe, trecând peste faptul că reprezintă o zodie de apă sau pe cineva care are aspecte puternice în semne de apă, sau este foarte emoțională, poate chiar voi ați început să deveniți mai emoțional și să vă doriți această dragoste. Dragoste adevărată. Pentru că regina de cupe nu oferă cupa oricui. Așteaptă. Genul de personaj care așteaptă. Nu e ca regina de băte care se duce, da?
cu cine are chef. E o mare diferență. Regina de bâte hrănește emoțional, dacă nu poate cu altceva. E vorba de cupe. De obicei îi place să gătească. Chiar dacă nu vă place să gătiți, poate vreți să fiți așa cum ai fost tu alături de mine și eu alături de tine când ți-a fost rău. Dar susține, ne susținem emoțional. Cineva în preajmă. Sau poate voi. Repet. Viitor îndepărtat. Ha! 8 de bâte. Semn de foc chiar, dar nu cred că e vorba de un semn de foc în mod special. E vorba de nevoia de comunicare, de călătorie. Dar hai să vedem ce este în viitorul apropiat. Deci vii în țară. 6 de cupe. Ne întâlnim, iubita, la o cafea măcar. Nu știu, vii la mine. 6 de cupe. O legătură din copilărie, știu, da, despre cine e vorba, din tinerețe sau dintr-o altă viață. Dintr-o altă viață pentru că ați mai trăit alte vieți și atât de familiară senzația și vă simțiți atât de bine în preajma lor. Stai să-mi pun ochelar. Deși știu cartea, dar poate mai observ ceva. Viitorul apropiat. Este o carte a împăcării în cazul în care v-aș certat. Este o carte a regăsirii în cazul în care nu v-ați întâlnit, da? A regăsirii. Momentul în care vezi persoana și știi că ceva va fi. Ceva va fi și nu doar ceva, ceva mai mult. 21 de minute. Ok. Eventual, unul dintre voi oferă o cupă. Nu doar cu emoții, pentru că sunt flori, deja mă gândesc și la chestii materiale. Au fost florile mai devreme, poate trebuie să oferiți niște flori cuiva sau să primiți dacă sunteți doamne, domnișoare. Dar florile înseamnă mai mult decât un dar, o chestie materială. Reprezintă un simbol, da? Al dragostei. Cupele ar putea să se refere și la vindecare și la amiciție, da? Aici chiar e dragoste. Așa văd, așa citesc. Și nu știu de ce, acum mă gândesc că s-ar putea să vă fi întâlnit în vreo 5 vieți anterioare. E prima oară când citesc așa cartea, da? O fi cu un scop. Și asta e a șasea viață în care vă întâlniți. Viitorul îndepărtat, 8 de monede. Munciți ca să faceți bani și să călătoriți. 8 de bâte. Vă doriți să călătoriți peste o apă, că este canalul Mânecii, că este, eu știu, Snagov, oceanul, eu știu, Atlantic, Pacific, whatever. Simțiți nevoia să călătoriți și nu doar să comunicați despre ceea ce simțiți. Sunt bâte, pasiune, da? Pasiune nebune. Sunt săgeți. Aici este săgetătorul. Este latura săgetătorului. Toți avem o latură. Adică nu o latură. Toți avem un săgetător în noi, un capricorn, un rac, pentru că avem toate 12 zodiile. Deci să nu vă mirați când zic că este o zodie și vai, nu, că eu n-am planete acolo. Ok, nu ai, dar poate sunt activate, mai ales că acum este Jupiter. Încă mai e Jupiter în săgetător. De curând a fost și Venus și Jupiter și s-au mișcat un pic energiile, da? S-au mișcat, s-a produs schimbare. Acum, efectul, probabil că, mai durează. Ia să vă arăt și crucea. Să vedeți. Vedeți? Ok. Sfatul. Cinci de monede. Of. Ce rău e să fii singur, să-ți fie frig, mai ales să-ți fie frig. Doamne, îmi dă căldura la 23 și sunt îmbrăcată gros. Ce greu este. Sfatul este să vă susțineți unul pe celălalt. N-am cum să gândesc altfel. Este în poziția sfatului. Dacă ar fi ar fricii, aș înțelege. Vă este teamă de singurătate, de fric, de boală, de la la la. Dar e poziția sfatului și atunci văd că sunt două persoane care se susțin, da? Orbul și șchiopul. Și totuși au o bâtă. Bâta asta simt eu că este pasiunea, este relația în sine. De întrajutorare. Și uneori făceam griji. De unde vin ei? Vin... Ies din biserică, sunt dați afară în frig sau nu? Ei vin din frig, vin din singurătate și se duc împreună înspre ce? Înspre
Biserică, înspre creștere spirituală, pentru că 5 este schimbare, da? Această relație va schimba, evident. Așa vine, așa citesc. Posibil aveți probleme financiare, dar sunt prieteni alături, măcar că vă pun un acatis la biserică, să apară acest noroc, jucați la loto cu puțini bani și poate ieșiți în această stare de lipsuri financiare. Exterior, valetul de cupe. Pentru unii poate să fie un semn de apă, alt semn de apă. Pești, rac, scorpion, apare și aici, da? Apare și aici. Pentru că e o întâlnire de destin. Asta e. Dar nu e obligatoriu să fie semn de apă. Probabil, repet, are marcaje acolo. În fine. Nec. Nu. Asta era așa și așa. Este o energie care influențează. Cum influențează, voi știți. Influență exterioară. Dacă nu este niciuna, nici alta, poate cineva să încerce să se împace cu voi în cazul în care v-ați despărțit, da? Pentru că avem împăcare și la 6 de cupe și acesta poate să fie un mesaj de împăcare. Poate. Rămâne de văzut. Sau poate cineva, oricine, chiar dacă nu e vorba de împăcare, primiți de la cineva un mesaj care vă emoționează sau un mesaj emoțional. Sub ce formă? Voi știți. Pentru că valeții reprezintă mesaje. Și dacă nu-i mesaj, valetul reprezintă și un început, într-o direcție, primele gesturi. Am zis, nu e obligatoriu să fie semn de apă, întreagă Doamnă Divină. Dar poate cineva face acest gest, nu știu, de acceptare a voastră în postura de prieten. Că nu mai sunteți cum ați fost. Schimbați, da? Un new stage, da? Un nou stadiu. De la prietenie la dragoste. Eventual. Că nu pot să... Încerc să dau mai multe variante pentru fiecare. De ce vă este teamă? De justiție vă e teamă? Sau de o balanță? Unii dintre voi vă este teamă de o balanță, alții vă este teamă de această justiție. Evident că nu pot să spun că toți ați fost nedrepți de vă e teamă de justiție. Dar există această grijă. Poate pentru unii dintre voi este vorba de un divorț, de o separare, de acte, da? Trebuie să fie și la locul de muncă, vă separați, nu mai vreți să faceți afaceri cu ei. Și eventual ei încearcă, știi, da, hai totul să mai... În poziția fricilor, această separare. După oricând ne separăm, trăim această senzație, da? E trecătoare. Ce vă doriți? Ha, nebună! Să fiți nebuni? Să o luați de la zero. Dacă vă separați de cineva, o luați de la zero, da, va fi un pic mai greu. Dar s-ar putea totuși să fie cineva lângă voi. Și chiar dacă nu e un partener de viață, dar poate această nouă dragoste vine peste o lună, nu știu, rămâne de văzut în cât timp apare, da? Chiar dacă nu este partenerul acela, poate e un prieten, o prietenă, da? Din copilărie care vă susține. O perioadă, ca să schimbați vibrația, în cazul în care vă separați. E o separare, cineva se separă, asta e clar. Poate nu toată lumea se separă, dar unii, da, e clar. Vă doriți să aveți încredere, vă doriți să puteți să riscați într-o direcție. Că e sentimentală, că e profesională, variază de la unii la alții. Este punctul zero, punctul tuturor posibilităților. Vă doriți să aveți, am zis, de încredere? Să aveți încredere, să aveți credință? E soarele în spate. Nu vă trebuie mult ca să începeți o nouă viață. Unii dintre voi. Cine nu știe, poate trebuie să
experimenteze. N-aveți nevoie de prea multe bogății, o traistă, o floare și un câine, un prieten loial, câteva hăinuțe și floarea, speranța, dragostea, dragostea de voi, eu știu, de viață, frumos. Finalul, regele de spade, ce caut aici? Ce caut aici acest rege de spade? Puf, n-am nimic cu el în mod special, dar probabil că are legătură cu această separare, niște chestii legale. Este prima carte de aer, în fine, pentru unii dintre voi. Regele de spade. Oh, și regina de spade. Ha. Nu, pot să zic, iată și 5 de cupe. Ha. E un cuplu? Un cuplu care se desparte pentru că sunt niște regrete. Cineva plânge. C-o fi în afaceri, c-o fi în viața sentimentală. Și ce înseamnă asta? Chiar dacă sunteți semn de apă, să zicem, puteți uneori să apăreți sau să apară ei ca și rege, regină de spade. În cazul în care au fost distanți, în cazul în care au fost reci, în cazul în care nu au fost emoționali. Asta e. Au negat emoțiile, n-au știut sau n-au vrut să-și exprime emoțiile. Bine, regina de spade și le exprimă, dar într-un mod tare neplăcut. Și nu exprimă nevoia de dragoste, ci că n-ai făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Adică e critică. Nu știu de ce mă gândesc la fecioară în acest moment, da? Ah, dar e de bine, e de bine. Moartea. Transformare. Uf. Ce frumos era! Mai, ce frumos era! Deci, cuplu, un cuplu divin, un cuplu. Probabil că au stat pentru bani, pentru alte interese, în fine. În continuare, 5 de cupe. Cineva plânge? Pentru că asta e, se pune capăt. Moartea este și justiția. Nu, ci e vorba de o separare, asta e clar. Se pune punct. Și cel puțin o persoană, deși cred că amândouă, pentru că n-au cum. Amândouă se vor transforma. Cum, în ce direcție? Fiecare alege. Voi v-ați primit mesajul. Ei, eu știu ce mesaj vor primi. Ah, ce frumos! Mamă, dar ce transformare! Puh, ce cărți! Și judecata. Renașteți! Renașteți, e vorba de voi. Bănuiesc că... Aveți un pic de răbdare? Wow! Și mergeți către pasiune? Ha. Și către lumină. Creativitate... Și lumină. Înțelegeți noaptea prin care ați trecut. Ați trecut unii dintre voi printr-o noapte spirituală. Acum vă apropiați. Poate prin creativitate, dacă nu este un personaj, poate să fie prin creativitate. Și aveți răbdare. Haia! Soarele e aici pentru voi. 9 de cupe, semn de apă, mai mult sau mai puțin. Ați fi voi fericiți, să zicem. Că v-ați trezit, că v-ați întâlnit, eu știu, noua dragoste sau că v-ați trezit la realitate, că vă transformați. Puf! Da? Că vă transformați. Este o trezire, dacă nu este o mare bucurie. Poate să fie și un copil pentru unii dintre voi, dar pentru că a apărut și aici valetul de cupe. Dar eu cred că totuși puneți capăt unei relații de căsnicie. Ia uite ce aici. Puneți capăt 10 de bâte, 10 de monede. Cine a fost într-un contract, într-o relație. Relațiile acestea de bâte mai puțin, mai ales de monede, sunt făcute pe interese financiare. Și când apare 10 de monede, unul muncește mai mult decât celălalt până își termină bateriile, până pică jos. Și nu-i bine. Nu-i bine. Și mergeți, uite, sunteți voi, aveți victorie, mergeți mai departe. Către ce? Către turn. E o separare, că apare și justiția, da? Probabil semnele acestea de apă, pentru că au fost 5 de cupe, da? Se separă, de apă, de aer, vreau să zic. Se separă, dar e și turnul, e și justiția, clar că e separare. Dar toate se întâmplă cu un scop, pentru că turnul,
Ca și soarele este leu și vărsător. Este trezirea. Da? Soarele și Uranus. O trezire neașteptată. Și încheiați un ciclu, un capitol lung din viață și începeți altul. Ideea este că învățați în această lecție. Este varianta bună a lui Saturn. Și munciți și vă găsiți stabilitatea. Da. Și lăsați grijile într-o căsnicie, într-un contract, dacă nu e căsnicie, e un contract, și triourile, și vă setați viața altfel către, ia uite, regele de, regele de bute și steau, și fericire, asta așa mai încolo. Vai, 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 dar câte mai sunt și aici, și nouă, da? Învățați să vă puneți niște bariere în jur ca să nu mai treceți prin ce ați trecut. Bine, nu prea multe, ca să lăsați să treacă printre aceste bariere, să lăsați totuși o nișă să treacă această dragoste. Altfel o blocați, ar fi păcat, da? E o dragoste adevărată, unică. Unică, doar o dată în viață o trăiești. Ce sunt? Frumos!